Ce faceți bune bunilor și bine v-am găsit la un nou episod cu un nou format. Oarecum fiindcă de acum înainte aș vrea să includ și fățăul meu în absolut fiecare video bine, aproape. Cu alte cuvinte, atunci când vă prezint ceva aș vrea să mă vedeți și pe mine în unele momente ca să fie totul cât mai entertaining. Ideea e că azi am să vă prezint 5 lucruri care au stricat jocul FNAF 4. Și bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, activăm clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce ce postez și de asemenea să lăsați și un follow pe Insta. Așadar, foarte alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm drumul. 1. Nu a răspuns la nimic. După cum știm, pe vremea când doar primele 3 FNAF-uri erau ieșite, odată ce au apărut teaserele pentru al patrulea joc, Toată lumea credea nu doar că acela va fi ultimul, dar și că va răspunde la tot ceea ce nu știm. Mulți chiar crezând că ne va dezvălui cine a provocat mușcătura din 87 și chiar adevărul despre Golden Freddy. În schimb, ce am primit au fost doar niște informații suplimentare de care pur și simplu nu aveam nevoie, adică o nouă mușcătură, respectiv cea din 83, Crunchyld, a.k.a. un al doilea suflet din Golden Freddy, animatorii Nightmare, care chiar dacă mi se par niște caractere mișto, nu le văd neapărat rostul aici și lista poate continua mult și bine. Oamenii au vrut de la FNAF 4 să afle adevăratul vinovat al mușcătorii din 87 și ceea ce a făcut Willy, a.k.a. Purple Guy, cu adevărat. Dar, în schimb, am primit niște informații despre trecut care doar au îmbibat povestea în prostie și nu au dus nicăieri. Iar acum, să fim sinceri, se vede că FNAF 4 e destul de diferit de Prionet 3 și chiar desprins de ele. Adică... Pare a fi un fel de spin-off, dar un spin-off care nu ne explică nimic și doar îmi lasă cu ochii în soare. Iar acum, sincer, dacă e să ne prefacem că FNAF 4 nu a rezistat povestea, nu ar fi cu mult schimbată și chiar ar fi mai ușor de înțeles. un lucru. ați prins o idee. 2. cancelled. Știu, el chiar e un personaj interesant, dar și unul uitat de toată lumea. Probabil o să vi se pare ciudat că îl includi și o să ziceți că e chiar un caracter important în FNAF lor. Doar că problema e că înainte de FNAF 4 fanii îl priveau pe Golden Freddy ca fiind un al cincilea copil din MCI. Iar după FNAF 4 a apărut teoria că ar fi cancelled ca ulterior să apăr și Golden 2 Care ar sugera că în Golden Freddy sunt două suflete. Ideea e că dacă stăm să ne gândim cancel nu e neapărat important și doar Scott a vrut să ne facă să credem asta. Toată schema e că nu e o necesitate în povestea FNAF, adică dacă e să-l îndepărtăm pe Shield și să o lăsăm doar pe chestii de Golden Freddy, nu se schimbă cam nimic, efectiv, aproape nimic. Shield e mai mult un suflet în plus aflat în Golden Freddy, care nu a avut o prezență așa de importantă sau niște acțiuni, cu impact foarte mare, așa cum a avut, de exemplu, Cassidy. Aici mă leg puțin de ideea anterioră, dar chestia e că ce e important la Golden Freddy este Cassidy. Spiritul răzbunător care îl torturează pe William în Ultimate Castle Night, nu ca în cel care a murit dintr-un accident postesc și își pierde vremea într-un costum ieftin. 3. Schimbarea repetată a poveștii. Bă, nu știu dacă Scott a intenționat asta de prima dată sau am fost toți niște proști, dar mai țineți minte Vremurile în care toată lumea credea că în timp ce Carencel era pe patul de spital, acesta visa animatronicii și Naimer și că Naimer Fredbear și cu Naimer sunt doar două variante de ale lui Fredbear pe care Carencel le are pe conștiință? Ei bine, vremuri bune ce pot să zic, dar de când a apărut Survival Lowbook. Totul a cam luat-o întorsătură ciudată. Prima dată s-a speculat faptul că Michael ar fi înșel. dar după a apărut o variantă mai plauzibilă care ar susține că tipul cu masca de Foxy a fi de fapt Michael și că el visează tot, lucru ce s-ar datora faptului că protagonistul din FNAF 4 aude culorile lui Fungai din FNAF 1, ceea ce s-a întâmplat la 10 ani față de mușcătură și a mai fi și chestia ca Michael să aibă un vis ce face referință la trecut Dat de cancel ulterior a mai apărut și povestea ditofobia în care ne este zvăluit cum William răpea copii folosindu-se de animatorii Funtime pentru a-i expune discurile de înaltă frecvență în casa din FNAF 4 și s-ar presupune că una din victime a fost Cancel și că FNAF 4 este o reimaginare a ororilor tărite de Cancel, doar că de data asta Michael le trăiește într-un vis fiindcă Cancel e oarecum conectat cu mintea lui și nu mai zic nimic pentru că povestea nu mai are niciun sens. 4. Teoria visului Aceasta este una din variantele povestii din FNAF 4 care a fost depuntată de FNAF SL. Pur și simplu, se specula că totul a fost real până la mușcătura din 83, iar nopțile din FNAF 4 și primele 3 fnaf sunt în totalitate doar vise. Numai că acest lucru a fost dat la o parte de FNAF SL când au apărut camerele din FNAF 4 acolo, ceea ce a dus la concluzia că nu totul în acest joc e un vis, numai că teoria aia a fost atât de fapt și atât de random încât până și jocul of 4 a fost stricat într-un fel sau altul din cauza ei, dacă înțelegeți, un debat. De menționat și că mai când FNAF Movie avea o carte numită din Siri, adică teoria visului. 5. Animatronii din ediția de Halloween. ce cu ei? Ei bine, ideea că Scott a avut ca în prima fază doar în Balloon Boy să fie canon, restul fiind puși în acel DLC mai mult pentru entertaining. Iar asta nu e neapărat ceva rău, doar că în Ultimate Custom Night noi am văzut, nu doar pe Naimon Valumboi, dar și pe Geco, Chica, nai Ion și Nightmare Mengel. Să mai zici de Steve Boții ce seamănă cu Naimar Ion din Fana Security Beach și că în Ultimate Custom Night acesta are niște voice line-uri extrem de importante ce fac referință la cum William este într-un propriu terrorizat de creațiile sale pentru eternitate absolută. Adică până la urmă Naimar Ion ne-a fost prezentat ca fiind canon acolo iar concluzia trasă de oameni a fost că în jocul FNAF 4 doar Naimar Valumbo e canon, iar în universul FNAF toți animatorii din ediția de Halloween sunt canon, dar sincer, toată această schimbare ciudată a distrus din nou FNAF 4. Cam acesta a fost și episodul, de fapt. Eu sper că a plăcut. Iar dacă a fost așa și mai vezi clipuri de genul, nu uitați să să și buton de like, să vă abonați, adică nu pentru a fi la curent cu tot ce ce postez, follow pe Insta, și la în voștri, sau de Discord, nescă, am fost timer, ne mai auzim.